Ivanovski, unul dintre cei mai buni jucători din stagiunea trecută de la Dinamo, este foarte aproape de echipa Lupilor. Așa cum a anunțat Florin Vulturar, agentul care a intermediat mutarea, atacantul va semna un acord pe 2 ani cu opțiune de prelungire pentru încă unul. Agentul a precizat și faptul că au fost mai multe cluburi din Liga 1 care l-au dorit pe Ivanovski. Da, e adevărat, mai sunt câteva detalii de pus la punct și cel mai probabil va semna cu Petrolul. Important pentru noi e ca cei de la Petrolul în special, Claudiu Tudor, l-au dorit foarte mult. A mai avut două oferte din Liga 1 chiar mai bune din punct de vedere financiar, dar cred că a contat și ce înseamnă petrolul suporterii, a declarat impresarul Vulturar. Sezonul trecut de Liga 1 la Dinamo, Mirko Ivanovski a marcat de patru ori în 27 de partide, dar a ieșit în evidență și prin modul în care a arătat evoluția sa din teren, nu numai din perspectiva statisticilor și cifrelor. În România, atacantul a mai evoluat pentru CFR Cluj și Astra. Printre cele trei trofee cucerite de-a lungul carierei, Ivanovski are și o cupă a României în 2014 cu formația din Giurgiu. La petrolul Mirko Ivanovski Novski este înlocuitor pentru Senad Iarovici, care nu va mai continua la ploiești după promovarea echipei în Liga 1. După ce au urcat în prima divizie, Lupi au renunțat la Silviu Pană, Marius Coman, Marius Kindriș și Viorel Lică. Lor li se va adăuga și Vedran Vrovac, cu care se negociază ruperea contractului. În situația despărțirii de petrolul, dar sub formă de împrumut, sunt și Alexandru Saim Tudor și Vlad Prejmeran, care vor ajunge la alte cluburi unde să aibă șansa să joace mai mult.